Avem înaintea noastră probabil unul dintre cele mai cunoscute texte din Sfânta Scriptură. Cineva zicea că dacă înainte versetul de aur al Scripturii era Ioan 3 cu 16, acum nou verset de aur al Scripturii este Matei 7 cu 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Nu acest verset, nici porțiunea următoare, nu acest verset va fi în atenția mea, dar cred că ar fi bine să avem o privire de ansamblu asupra pasajului. Dacă ai lua versetul întâi în sens absolut, înseamnă că cel mai simplu mod de mântuire este să pur și simplu să ignori tot ceea ce ar putea să constituie un motiv de judecată în jurul tău, da? Deci nu judecați, nu judești pe nimeni și Dumnezeu nu te va judeca. Ai încheiat. Deci, domnule, abține-te. Dacă te abții, vezi anumite lucruri care ție ți se par în neregulă, ai impulsul de a te pronunța cu privire la ele. Dacă te abții și reușești să te abții, Dumnezeu nu te va mai judeca. Se o mare eroare. Textul nu poate fi citit în felul acesta în lumina întregii învățători a Scripturii despre judecata lui Dumnezeu. Da? Deci e clar, nu judecați ca să nu fiți judecați, nu poate să însemne lucrul ăsta. Că dacă tu nu judești deloc, nici Dumnezeu nu o să te judece pe tine. De asemenea, versetul 2, că și cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. Adică, imaginați-vă că toți am trăit ca oameni din nume, ca am fi o biserică ca în Corint. Noi spun, mă, frate, Hai să nu ne judecăm unii pe alții. Fiți mai toleranți, fiți mai îngăduitori și Dumnezeu zice, o, oh, pentru că sunteți îngăduitor și eu o să fiu îngăduitor cu derapajele voastre. Poți să citești versetul așa? Evident că nu-l poți citi. De ce? Pentru că vine în contradicție cu toată învățătoarea Sfintei Scripturi despre judecata sfântă, dreaptă a lui Dumnezeu. Așadar, când citim Sfânta Scriptură și pasajele, de orice pasaj, trebuie să vedem în context la ce se poate referi autorul, da? de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și într-un fel Domnul Iisus începe să explice de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău, da? Este vorba despre relația unui frate cu celălalt sau cum poți zice fratelui tău din nou zice fratelui tău, lasă-mă să scop din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă între al tău. Întrebare, Domnul Iisus are o problemă cu faptul că tu ai văzut paiul din ochiul fratelui tău? Nu asta e problema Domnului Isus. Problema Domnului Isus veți vedea imediat, Domnul Isus Hristos nu spune fiecare să-și vadă de treaba lui. Spune Domnul asta. Unii așa înțeleg pasajul. Nu judecați, nu vă băgați, ignorați, e treaba lui Dumnezeu, El judecă și o să fie bine și cu voi. Spune asta Domnul Isus Hristos, Domnul Isus nu spune asta. Uitați ce spune Domnul Isus. Fățarnicule, ce-i fățărnicia? Fățărnicia înseamnă să umbli cu dublă măsură. Deci Domnul Iisus Hristos vorbește despre o judecată interrelațională, da? să umbli cu dublă măsură. Adică mie îmi stabilesc un standard jos pe care să-l pot atinge ușor și celălalt îi pun un standard sus. Domnul Iisus Hristos nu spune în concluzie coboară standardele pentru celălalt la standardele la care tu trăiești și trăiți amândoi cât de jos puteți. Nu asta e învățătura Domnului Iisus Hristos. Ci învățătura Domnului Iisus Hristos este să fii sincer. Să păstrezi standardele pentru toată lumea la fel, care sunt standardele cuvântului Domn lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nici nu spune că fiecare să stabilească standardele cum vrea, cum vrea el, numai să fie aceeași standard și pentru el și pentru celălalt. Deci dacă Sorin vrea să aibă standardele undeva sus, să se ridice și el aici și să-i judece și pe ceilalți la standardul ăsta. Dacă eu vreau standardul mai jos, să mă ridic și eu la standardul aici mai jos și pe ceilalți la acel standard. Domnul Iisus nu asta spune. Fiecare să stabilească propriile standarde, numai să aibă grijă să nu folosească duble standarde pentru el și pentru ceilalți. Domnul Iisus nu spune asta. Domnul Iisus Hristos spune să nu fim ipocriți. Să respectăm standardele uh, pentru toată lumea la fel. Și Domnul zice așa. Și versetul 5 cred că este uh, explicația la tot ce spune Domnul Iisus. Fățarnicule, da, problema acestui om este că folosea un dublu standard. Unul pentru ceilalți și unul pentru noi. Și asta este tendința fiecăruia. Noi ajungem să avem uh, acele unghiuri moarte, da? Când conduci în trafic, te uiți în oglindă, te uiți în stânga, în dreapta, nu vezi nicio mașină, ești 100% sigur că nu e nimeni în dreapta ta, Ba îi. Și dai de volan și începe să te claxoneze. Dacă te claxonează la timp. Dacă nu îi dai asigurarea. Da? Toți avem unghiuri moarte în viața noastră. Și toți avem tendința, slavă Domnului pentru cei care nu au, tendința de a. Ignora anumite pete din viețile noastre și de a le vedea pe ale altora. Și nu domnul degeaba spune cuvintele acestea. Fățarnicule, ce spune domnul? Fățarnicule, ascultați. Scoate întâi. După aia vedem care este al doilea. Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit. Să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci Domnul Isus nu spune, stabilește alte standarde, anulează standardele, folosește standarde joase pentru toată lumea. Domnul nu asta spune. Domnul nu asta spune, da? Ci Domnul Iisus Hristos spune, întâi verifică-te, rezolvă-te pe tine și atunci vei vedea de slușit. Da? Zice, atunci o să vezi mai bine problema fratelui tău și îl vei putea ajuta. Să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu zice să-l lași acolo și să-l ignori. Zice, A, am eu probleme mai multe. Și. Nu? Așa arată multe comunități. A, am eu problemele, meu. nu trebuie eu să mai văd problemele altora. Și fiecare vede de problemele lui. Nu, de Domnul Iisus Hristos nu învață așa ceva. Domnul nu are cum să înveți așa ceva. Și foarte interesant că în același context Domnul Iisus zice în versetul 6 să nu dați câinilor lucrurile sfinte și să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor ca nu cumva să le, cal vă cal să le calce în picioare și să se întoarcă să vă rupă. În contextul judecății, foarte interesant cum trebuie să stabilești cel puțin două lucruri. Unu, cine sunt câinii și porcii? Trebuie să stabilești cine sunt ca să nu le dai. Și în al doilea rând, ce sunt mărgăritarele și lucrurile sfinte? Deci trebuie să faci cel puțin două evaluări. Domnule, care sunt mărgăritarele și lucrurile sfinte? Și Domnul pornește la premiza că ar trebui să le dai cuiva, dar n-ar trebui să le dai la o categorie precisă de oameni, la porci și la și la câini. Asta, versetul 6, vine în completarea întregului pasaj pentru a ne da o poziție echilibrată despre judecată. Ce înseamnă judecata aia? Înseamnă judecata să fii ori complet, să crezi pe toată lumea, să asculți pe toată lumea, să tolerezi pe toată lumea și așa mai departe, nici vorbă de așa ceva. Bun. Mergem mai departe, ajunge la versetul 15, Domnul zice, păziți-vă de prorocii mincinoși. Trebuie să faci o judecată ca să știi cine e prorocul mincinos, nu? Voi în dimineața asta stați în bancă și trebuie să te întreb, domnule, dacă ai venit aici poate de mult timp sau de puțin timp, ai tot dreptul să te întrebi, Omul care stă în fața mea, este sau nu este un proroc mincinos? Acum, eu nu pretind că prorocesc, dar înțelegeți sensul, da? Sau extrapolarea, aplicația pe care o facem. Este omul care stă în fața mea și care spune că vine cu un mesaj de la Dumnezeu. Unul adevărat sau nu este adevărat? Și Domnul nu spune să mă judeci după calificativele mele, după epoleții mei, după retorica mea, după pregătirea mea, după diplomele. Domnul nu spune asta. Cum spune Domnul că îi cunoști? Și Domnul spune, e foarte clar. De ce sproroci proroci mincinoși? de ce sproroci proroci mincinoși? Pentru că ei vin la voi îmbrăcați. Da? Îți mincinoși pentru că îmbrăcă pentru că e exteriorul, pentru că aparențele, și lumea zice bine, aparențele înșală. Aparențele înșală, asta spune Domnul, aparențele înșală. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Unde vin ei? La noi. Noi cine suntem? Oi. Cum sunt oile? Sunt blânde, dar sunt și altfel. <tri> sunt altfel. Ați văzut ați, venit, ați venit, -a dat, cu mașina a o oaie ieșind în fața mașinii? Și după aceea toate oile... După ele. Și Domnul avertizează pe oile lui că vin niște lupi la voi. Și lupii ăștia vin după voi și se îmbracă cum în haine de oi, evident, ca să fie acceptați de oi. Oile, oricât de stupide ar fi, atâta știu. Că atunci când vine lupul, treaba nu-i bună și de fugă, da? Acum lupul ăsta despre care vorbește Sfânta Scriptură aici e răpitor, dar vrea să înhațe bine. Că dacă ar vrea să ia una, sau să o lua una și o plecat. Nu, ăsta vrea să vină să-și facă culcuș acolo. El să dă un proroc al oilor. Un păstor al oilor, Da? El, este un, el vrea să spună, eu sunt un păstor al oilor. Și el pe dinăuntru spune, este un lup răpitor. Deci există o con, un contrast aici între exterior și interior, între ceea ce sunt înăuntru și ce sunt exterior. Oricum, pasajul acesta foarte, foarte bine, cred că în context poate fi înțeles cu Roman, capitolul 2. Așadar, omul, oricine e fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți că și prin faptul că judești pe altul. Te o singur, fiindcă tu care judești pe altul, faci aceleași lucruri. Despre cine vorbea oare Apostolul Pavel aici? Păi în capitolul 1 condamnase toate neamurile și arătase că erau toți supăcați și în capitolul 2 începe să vorbească despre evrei. Despre evrei și în special despre conducătorilor. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Nu zice cu ce măsură, Pavel spune, a, cu ce măsură ați măsurat, așa o să judece și Dumnezeu. Nu, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri, adică evreu pe cel dintre neamuri, și pe care le faci și tu, vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Evident că nu, da? Evident că nu. Și apostolul continuă și explică care e rolul legii și ce se întâmplă cu neamurile care n-au lege și așa mai departe. Într-un fel, pasajul acesta este paralel cu acela. Îi veți cunoaște după roadele lor. Versetul 17. Orice pom, face, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face... Totul este despre roade aici. Pomul bun nu poate face roade rele, pomul rău nu poate face roade bune, orice pom care nu face roade bune este te așa aruncat în foc, așa că, în concluzie, după roadele vor îi veți cunoaște sau îi veți putea evalua. În niciun fel nu poți citi textul acesta, începând de la nu judecat, noul verset de aur, ca însemnând incapacitatea ta da? sau lipsa ta de drept de a judeca sau de a evalua. Sub nicio formă nu poate citi așa. Că dacă ar fi așa, cum noi oile de aici, putem să ne dăm seama dacă între noi este un lup răpitor. Cum ar fi ca un lup răpitor să ne conducă și când cineva vine și spune, hei, s-ar putea să fie o problemă aici. Afară, nu judeca, ca să nu fii judecat. Păi mă, ăsta vreau să vă prădeze pe voi toți. Afară, nu judeca. Domnul a spus să nu judecăm. Păi uite că dacă te uiți la roadele lui, păi după aceea cu aceeași judecată vei fi judecat și tu. Bine, o să fiu și eu judecat cu aceeași judecată. Dar e o problemă aici. Sub nicio formă, domnul n-a vrut să ajungem în punctul în care să fie un lucru răpitor între noi și noi să fim total incapabili cu mâinile legate și cu gura legată, da? pusă banda adezivă pe gură ca să nu putem să facem nimic. De ce? Că Domnul ne-a spus mai înainte să nu judecăm. Că păi trebuie să judeci, trebuie să evaluezi, da? Dar este condamnată total judecata agresivă, fățarnică și ipocrită. Însă, versetele asupra căruia aș vrea să mă opresc în această dimineață sunt versetele 21, 22 și 23. Sunt niște evaluări, cum am văzut, pe care trebuie să le facem noi cât timp suntem pe pământ, dar există o evaluare finală o zi a condamnării finale. Și foarte interesant. În general am privit pasajul acesta negativ. Dar de o bucată de vreme îl privesc foarte pozitiv. De ce? E ca și cum ai avea un proces. Mâine trebuie să te duci la înfățișare. Și judecătorul care o să dea sentința vine și îți spune exact cum va decurge tot procesul. Spune: stai să vedeți cum vin cu dovezi. Bă, eu îți spun exact cum o să decurgă procesul. Și spune, uite, așa, 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 ăsta va fi finalul tu pregătește-te în privința asta. Ce mai grozav decât atâta, nu? Să ai un proces în care judecătorul însuși să vină să spună absolut tot. Să spună, să spună dialogul exact. Ce vor spune condamnații, ce o să spună el. Ce o să spună cei care se apără, ce o să spună el, care o să fie verdict, verdictul tot să spună de la bun început. Fantastic! Extraordinar! Și Domnul Iisus Hristos, care este mântuitorul nostru și care va fi judecătorul la final, este cel care stă în fața noastră în dimineața aceasta și ne spune exact cum o să decurgă procesul la final. Iar noi avem avantajul în această dimineață de a ne pune în rânduială, da? având în vedere acea zi a judecății. Și într-un fel Domnul Iisus descrie aici cea mai tragică zi din istoria omenirii. Cea mai tragică zi. Ziua condamnării. Și el descrie ziua aceea cu cuvintele, versetul 22, mulți îmi vor zice în ziua aceea. Noi devenim așa de absorbiți de ziua aceasta. Și într-un fel Domnul zice, nu vă preocupați pentru ziua de mâine, fiecare zi are necazul ei, măsura ei de necaz, da? Dar deveni, așa este, devenim așa de absorbiți de ziua asta. Calvin în ziua asta, mi-a făcut problemele astea, băieții mei în ziua asta s-a întâmplat asta, în ziua asta am avut problema asta, în ziua asta și devenim absorbiți de ziua asta, 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 de ziua asta. Și Domnul Iisus Hristos sună într-un fel goarna pentru noi să avem în vedere ziua aceea. Și ziua aceea este într-adevăr cea mai tragică zi din istoria acestei omeniri pentru oamenii care vor fi condamnați. Ziua aceea este ziua evaluării, ziua judecății, ziua condamnării. Asta este ziua aceea. Dar repet, nu priviți mesajul acesta ca un mesaj negativ pentru că nu este. Este un mesaj extrem de pozitiv. Pentru că Domnul Isus ne spune exact cum va fi în ziua aceea ca noi să ne pregătim pentru ziua aceea, da? Acum, tragedia mare pe care o descrie Domnul Isus aici, și pentru care, motiv pentru care atrage atenția, este uh, descris în versetul 22, unde zice: Nu puțini îmi vor zice în ziua aceea, câțiva îmi vor zice în ziua aceea, ci mulți. Nu vor zice în ziua aceea. Asta e desperiat la textul ăsta. Despre ce mulți vorbește Domnul Isus? Pe noi am putea să zicem, vorbește despre mulți, că nu știu câte 2,7 sau 3 miliarde de oameni care n-au auzit nici măcar numele lui Isus Hristos. Da, mulți. sunt mulți. Oare despre ei vorbește? Nu. No. Nu despre ei vorbește. Despre aceia, poate, care au știut ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au știut tot. Despre ei vorbește. Nu despre ei vorbește. Despre cei care au fost evangelizați, poate au ridicat o mână, poate s-au predat, dar n-au fost credincioși până la capăt. Despre ce vorbește? Nu despre ce vorbește. Vorbește despre oameni care sunt total, din toată inima lor aparent, asociați cu religia creștină și cu Domnul Isus Hristos. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în Numele tău, n-am făcut noi multe minuni în numele tău, ăștia sunt total afiliați, asociați cu Domnul Iisus Hristos. Tragedia mare din ziua condamnării despre care vorbește Domnul Iisus Hristos este faptul că din creștinism sau din creștinătate mulți sunt înșelați. Foarte mulți. Asta ne spune Domnul Iisus Hristos, asta nu spun eu, nu spune nimeni altcineva. Nu stă cineva pe margine și spune, da, eu cred că cam din creștinătate de astăzi, atâta procentaj îi mântuit restul spraf, să apostați. Nu-i vorba despre asta. E vorba despre însuși judecătorul care știe ziua finală, știe exact ce va fi acolo. Și din mare aceea de mul mulțime, da, mulțimea aceea mare care va fi la judecată, el spune că dintre aceia mulți, foarte mulți, foarte mulți, vor fi condamnați. Problema și mai mare este că oamenii ăștia nu știu asta. Dacă stai de vorbă cu ei, adică tupeul lor e extraordinar, o brăznicie a lor e ieșită din comun. Ei sunt fața judecătorului și spun, nu, judecătorul nu are toate datele. Cred că nu știi ce am făcut noi. Alți au făcut una, dar cred că nu știi ce am făcut noi. Noi îți putem aduce dovezi, noi îți putem demonstra că noi suntem mai tăi. Tu nu ne recunoști, noi suntem mai tăi. Aici e marea înșelare. Marea înșelare. Că oamenii aceștia cred despre ei înșiși că sunt în regulă. Cred că, așa se spune, că cei care au probleme psihice, prima, primul pas spre vindecarea lor e să și să-și dea seama de lucrul ăsta. Să-și dea seama, doamne, am o problemă, am o deviație. Și atunci, atunci poți intra cu el în procesul de vindecare. Până nu conștientizează, dacă el e convins în boala lui că el e sănătos, tun și toți ceilalți au probleme, atunci n-ai ce face cu el. Și tragedia în asta constă, că oamenii ăștia până la final cred că sunt în regulă. Cred că sunt în regulă. Bun, se mai ridică o problemă în versetul 21, că Domnul zice, face un contrast aparent. Nu ori și cine, nu și cine zice, ci cel ce face întrebare. Domnul Iisus Hristos este în același gând cu Apostolul Pavel? Prin har ați fost mântuiți? Prin credință, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Nu prin fapte. Ca să nu se laude nimeni. Domnul spune, nu cine zice, Doamne, Doamne. Ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Trebuie să luăm cu foarte mare seriozitate cuvintele Domnului Iisus Hristos. Este declarația de credință, afirmația de credință importantă, cum spune Apostolul Pavel, zice el în 1 Corinte, nimeni nu poate să spună Iisus este Domn decât prin Duhul Sfânt. Pavel, noi știm că sunt oameni care pot să zică Iisus este Domnul fără Duhul Sfânt. Chiar Domnul Iisus Hristos ne spune aici că sunt oameni care spun repetitiv. Doamne, Doamne, El e Domnul nostru. Și n-am nicio treabă, vor fi judecați, vor fi condamnați. De însuși Domnul Iisus Hristos. Acum, fiți atenție ce spune Domnul. Domnul nu zice că n-ar trebui să facem afirmații de credință. Asta spune Domnul, că n-ar trebui să-l mărturisim pe el. Domnul zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Deci, Domnul nu are problemă per se cu declarația ta, Doamne, Doamne, nu cu asta are problemă, Domnul. Dar zice, din ăștia care zic, Doamne, Doamne, nu oricine din ăștia. Nu oricine din ăștia este mântuit. Ci cei care și zic și fac. Domnul nu condamna, spune, Doamne, Doamne ci Domnul condamnă pe cel care este ipocrit, care spune Doamne, Doamne și care nu face ce vrea Doamne, Doamne. Da? Care zice Doamne, Doamne, dar care nu face ce vrea Domnul. Ca asta e contrastul. Oamenii ăștia pretind domnia lui Hristos și zice nu e suficient să spui Doamne, Doamne, ci cel ce face voia Voia altcuiva, nu voia lui, voia altcuiva, voia tatălui meu care este în cerul. Pe scurt pasajul acesta îl poți înțelege cele, două, cele trei versete, versetul 21, 22 și 23, îl poți înțelege simplu. Versetul 21 este un principiu. Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va, vedea va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia tatălui meu care este în cerul. Ăsta este principiul. Iar versetul 22 și versetul 23 este o aplicație la acest principiu în ziua finală. Deci Domnul spune acum, principiul este acesta. Nu vă judec după vorbe, ci vă judec după fapte. Și acum aplicăm principiul acesta în ultima zi, în ziua cea mai tragică a acestor oameni. Da? Mulți îmi vor zice în ziua aceea, exact ce Domnul ne-a avertizat, că nu este suficient pentru mântuire. Ce nu e suficient pentru mântuire? Ce nu este o dovadă a mântuirii? Care e problema acestor oameni? Păi, primul lucru pe care îl observăm foarte clar este afirmarea domniei Domnului Isus Hristos. Afirmarea, declararea, mărturisirea domniei Domnului Isus este importantă, dar nu e suficientă. Nu este suficientă. Eu pot să spun Iisus este Domnul meu. Asta înseamnă neapărat că el este? Înseamnă neapărat că el este? Nu, evident că nu, că eu pot minți. Eu pot fi fățarnic. Eu pot fi ipocrit. A existat o controversă, nu știu, acum vreo 40-50 de ani în America care s-a numit Non-Lordship Salvation, adică mântuire fără domnia lui Hristos, care spunea în esență următorul lucru. Domnule, ca să fii mântuit, trebuie să crezi în Domnul Iisus ca mântuitor. Cred, Domnul Iisus este mântuitorul meu personal. Primesc iertarea păcatelor, o să mântuit. Acum, dacă tu vrei ulterior să-L accepti ca Domn, asta e altă chestiune. Dar tu poți să fii, să-L ai pe Iisus ca mântuitor și să trăiești până la sfârșitul vieții tale ca un creștin carnal. Și vei suferi în sensul că nu vei avea o răsplată. De ce? Pentru că n-ai acceptat domnia lui. Dar dacă la un moment dat tu te gândești și orin zici, vreau să trăiesc viața asta de credință așa pe adevăratele. Și te pui sub domnia lui Hristos și începi să tragi tare. Acum ești un creștin din ăla de clasa 1, da? care te-ai pus nu, nu, doar sub mântuirea Domnului Isus, ci te-ai pus sub domnia Domnului Isus. Nu, uite că ăștia sunt exact din ăștia. Creștini full option, cu totul. Ăștia nu-l vor pe Isus doar ca mântuitor. Ei nu zic mântuitorule, mântuitorule. Ei spun, Doamne, da? Doamne, de asta Domnul vorbește în contrast despre a face voia unui domn. Da? Ei afirmă domnia Domnului Isus Hristos. Și este important să o afirm. Este important să o afirm. Eu consider că dacă uh, tu declari, Domnule, eu vreau să fiu mântuit. Nu, eu cred că sunt mântuit. Și vreau să fiu mântuit. Dar fără să fac voia Domnului Isus Hristos, nu ești mântuit de fapt. Nu? eu o jocul la adresa Domnului Isus Hristos. Nimeni nu poate secționa, nu poate secționa oficiile Domnului Isus și zice eu vreau oficiul lui de mântuitor, dar nu vreau oficiul lui de domn în viața mea. Nu se poate așa ceva. Ori pe tot, ori nu le deloc. Dar el nu ni se poate da pe jumătăți. Bun. Ia afirmă domnia Domnului Isus Hristos. De asemenea, e foarte interesant că nu la voi, întâmplării, în versetul 22, Domnul Isus menționează de trei ori că ei leagă activitatea lor de trei ori de numele Domnului Isus Hristos. Așa nu spun, Doamne, n-am prorocit noi numele lui Calvin. N-am scos noi dragi numele lui Pavel. N-am făcut noi multe minuni mergând după Apollo. Dar nu făceau ca în Corint, ăștia să, să fracturau. Să rupeau pe secte, să rupeau pe denominații. Ăștia erau cu numele Domnului Isus Hristos. Deci ei pretindeau aici că strângerea lor, adunarea lor este în numele Domnului Isus Hristos. În numele tău, în numele tău, în numele tău. Nu există pentru ei nicio confuzie, pentru ei în privința asta. Că strângerea lor, ei așa pretind comunitatea lor, că este strânsă sub numele Domnului Isus Hristos. Este important să fim strânși sub numele Domnului Isus. Păi este important că în aceeași Evanghelie Domnul Isus ne spune. Domnul Isus Hristos ne spune. Dacă doi sau trei se adună numele meu, ce se întâmplă? Dacă ne adunăm în numele lui. Este și el acolo. Dar da. condiția pe care Domnul Isus Hristos o pune este ca să ne strângem în numele lui. Da? Dacă se voiesc să ceară un lucru al care le va fi dat de, de Tatăl meu care e sincerul, Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Da? Sub autoritatea lui. Sub chemarea lui. Făcând ceea ce el le-a poruncit. Sunt și eu în mijlocul lor. Ăștia pretind lucrul ăsta. De asemenea, vedeți că ei sunt un grup, nu sunt așa niște proroși din ăștia singuratici. Un fel de Ioan Botezătorul în ăsta singur, care ei se pretind singuri proroși rămași pe pământ. Nu, ei au un grup. Ascultați, n-am prorocit. N-am prorocit. Noi, în numele tău, n-am scos. Noi, dragi, în numele tău, n-am făcut. Noi, multe minuni în numele tău. Deci ei identifică un grup specific de oameni, da? S-au asociat într-un grup, într-o adunare, într-o comunitate de oameni care purtau numele Domnului Isus Hristos. Foarte interesant și foarte implicați în slujire. Tot ceea ce spun ei este ce au făcut. Dar observați contrastul, Domnul zice, nu cel ce zice, ci cel ce face și ei ce spun? Ce au făcut? Am prorocit, am scos draci, am făcut minuni. Acum este clar că oamenii aceștia, într-un fel, prezintă, după criteriile din mintea lor, care sunt cele mai grozave lucruri care se pot face în creștinism nu? Ei sunt, Doamne, ne-am dus la văduve, am avut grijă de orfani, am mers constant la adunare, am făcut fapte bune pe care nu le-a văzut nimeni, nu ei au. Ei au făcut cu adevărat lucrare, da? Ăștia sunt foarte implicați. Nu știu cum vă considerați dumneavoastră, dacă vă considerați foarte involvați în biserică, foarte implicați, ăsta e nou termen, se involvat. Dacă vă considerați foarte implicat în biserică, dacă vă considerați foarte implicați, nu știu, dacă vă considerați foarte activi, dar ăștia ăs. Ăștia -s. Dacă te pui lângă ei și te uiți la ei, zici, jos pălăria. Domnul nu are aceeași părere. Domnul Isus nu are aceeași părere. Și, de fapt, ăsta e șocul pe care vrea să-l transmită Domnul Isus Hristos. Vrea să-l transmită pasajul. Ia pe oamenii care pretind că au cele mai grozave lucruri, da? E clar că ei identifică aici doar activități supranaturale. A proroci, a scoate dragi și a face minuni. Mie îmi dă un disconfort pasajul acesta uh, cu privire la ce categorie de oameni sunt ăștia. Pentru că Domnul Isus Hristos nu spune, nu nați -o cu minuni. Nu n-ați prorocit, nu n-ați scos, dragi. Și interpretările care sunt date de oameni sunt diverse. Unul că se vorbește despre oameni din uh, perioada vechi testamentară, uh, perioada în care se află Domnul Isus Hristos în punctul acesta, dar oameni cărora uh, Dumnezeu le-a dat anumite daruri supranaturale, chiar dacă nu erau oameni adevărați. Cum Saul a prorocit, cum peste Saul a venit Duhul Sfânt, deși n a fost omul lui Dumnezeu și la urma sfârșit sinucis, da? duhuri peste el și așa mai departe. Unii spun că despre asta ar fi vorba, alții spun că ar fi vorba despre oameni care pretindeau că au făcut lucrurile astea, dar nu le-au făcut, ei de fapt mințeau, iar Domnul Iisus Hristos nici nu se chimie să-i combată pentru un simplu fapt că nu aveau dovezile nașterii din nou, așa că nu-și mai bate capul cu ei, dar ei de fapt n-au făcut lucrurile astea, da? Alții spun că e vorba despre oameni din creștinătate care au practicat, au practicat lucrurile acestea până la punctul în care ele au fost în, în acțiune darurile acestea miraculoase, e irrelevant până la urma urmi. Că textul nu a fost intenționat să ne vorbească dacă darurile miraculoase funcționează și astăzi sau nu. Și textul este intenționat să ne spună că și dacă ai făcut lucrurile astea, la judecată nu contează. Că Domnul nu va discuta măcar despre ele. El nici măcar nu va intra în paradigma asta pe care eu am trasat-o. Da, Doamne, bun. Avem de a face acum cu intrarea în Împărăția celor. Bun. Asta e ce, ce am făcut noi. Domnul nici măcar nu intră pe direcția aia. Ei nici măcar nu discută dacă darurile lor, senelor miraculoase, dacă activitatea lor, dacă slujirea lor, dacă declarațiile lor, dacă comunitatea lor, religia lor, denominațiile lor, dacă afilierea lor cu numele Domnului Iisus, dacă declararea numele Domnului Iisus contează. Nici măcar nu intră în discuție Domnului Iisus, înțelegeți? Adică e ca și cum ai scrie tu, zice Domnul îți uite îți dau jumate de oră, scrie tot ce ai făcut, care dovedești că ești născut din nou. Tu scrii și spune, altceva ți-a cerut. Păi mi-ai scris să -mi scriu ce am făcut, păi ți-am scris. Eu altceva ți-am cerut, nimeni nu mă uit la asta, nu despre asta vorbesc eu. Înțelegeți? Ei tot ce spun este irelevant. Și într-adevăr este un șoc și Domnul vrea să ne transmită șocul ăsta ca să simțim că lucrurile acestea, tot, tot ceea ce ați putea să identificați și dumneavoastră în plus la oamenii aceștia, sunt lucruri irelevante pentru intrarea noastră în Împărăția Cerurilor. Că despre asta vorbește. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Acesta este subiectul. În ziua condamnării, oamenii sunt condamnați, asta înseamnă că ei nu intră în împărăția cerurilor. Nu astea sunt lucrurile. Atunci, care sunt? Care e siguranța noastră atunci? Dacă lucrurile astea nu dovedesc apartenența noastră reală, spirituală de Domnul Isus Hristos. Versetul 22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, da, asta e revelația, n-am scos noi dragi, asta e eliberarea oamenilor, N-am făcut noi multe minuni la grămadă, nu, în, în numele tău, dar au făcut multe, ascultați, au făcut multe minuni în numele lui. Atunci le voi spune curat, deslușit, direct. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Eu consider că pasajul ăsta este în esență descrierea mântuirii noastre. Despre ce e vorba mântuire? Lucruri de care trebuie să ne aducem aminte constant, 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 ca să nu începem să ne înșelăm pe noi înșine. Primul lucru pe care îl spune Domnul Isus interesant, în versetul 23, nu zice uh, atunci le voi spune curat, n-ați făcut voia Tatălui meu. Ceea ce spune în versetul 21, de fapt, da? Te-ai fi așteptat ca textul să meargă așa. Nu cine zice, Doamne, Doamne, ci cel ce face voia. Și acum te duci la ziua judecății și Domnul, când ei își spun toate faptele lor, Domnul să spune... E irelevant ce ați făcut, n-ați făcut voia tatălui meu. Domnul nu spune asta. Domnul spune, niciodată nu v-am cunoscut. cunoscut. Deci primul test al mântuirii noastre, sau a spune esența mântuirii noastre, este ca Domnul Isus Hristos să ne cunoască pe noi. Nu tu să pretinzi că îl cunoști pe el. Ei pretindeau că îl cunosc. Doamne, doamne, noi te știm pe tine. Că noi am făcut în numele tău, ne știi, nu? Nu, nu vă știu. Ei pretendeau că îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune că nu îi cunoaște pe ei. Aia e problema. Deci dilema mare în univers nu este dacă tu pretinzi că îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Ci dacă Domnul Iisus spune că te cunoaște pe tine. Întrebarea mare nu e ce afirmi tu despre Domnul Iisus Hristos. Întrebarea mare ce o să afirme El despre tine. Eu pot să afirm multe lucruri. Grozave, frumoase, Întrebare, ce afirmă el despre mine? Ce declarație face el despre mine? Apostolul Pavel cred că folosește puțin o ironie când zice în Galateni după ce ați cunoscut pe Dumnezeu sau mai degrabă după ce ați fost cunoscuți. Că noi îl iubim, dar îl iubim de ce? Fiindcă El ne-a iubit întâi. El ne-a cunoscut întâi. Așadar, esența mântuirii noastre și ăsta este uh, climaxul acestui mesaj al Domnului Isus Hristos. Esența mântuirii noastre este ca Domnul Isus Hristos să te cunoască pe tine. Adică să fie existat acea perioadă, acel eveniment, cum vreți să-i spuneți dumneavoastră, în care Domnul Isus Hristos te-a cunoscut, a intrat, cum spunem noi, într-o relație personală cu tine. La judecată nu te poți duce la grămadă. Doamne, am făcut noi, am scos noi, am prorocit noi. Nu te poți duce la grămadă. N-ai cum. N-ai cum. Mântuirea înseamnă ca Domnul Iisus Hristos să fie inițiat și să fie intrat într-o relație personală cu tine. Despre ce cunoaștere vorbește Domnul Iisus aici? Când le zice la ăștia, niciodată nu v-am cunoscut. Întrebare, știa Domnul Iisus de existența lor? Fi absurd să spui că nu știa. Păi de unde sunteți? Nu vă știu. Nu știu măcar că existați. E clar că termenul cunoscut din pasajul acesta nu se referă la a cunoaște că există o persoană. Și se referă la o cunoaștere personală, la o cunoaștere intimă, la o cunoaștere de tip relație cu cineva. La asta se referă. La asta se referă. Eu cum m-am îndrăgostit de nevastă mi o cunoșteam pe ea, dar nu mă cunoștea pe mine. Nu mă băga în seamă. Eu o cunoșteam, eu aveam. Da, eu eram plin de sentimente și de gânduri și de planuri. Ea nici măcar nu știa. n avea nicio treabă. Eu puteam să spun, ea e viitoarea mea soție. Ea da? Să crezi tu. De fapt, cum așa spus altora. Deci era irrelevant ce știam eu despre ea și ce spuneam eu despre ea. Și ce relații îmi imaginam eu. Cât timp ea nu a acceptat, da? Ea nu a hotărât să mă cunoască pe mine, n-am putut să fac nicio declarație despre relația noastră. Că ea nu exista. Dar nu exista o cunoaștere reală, reciprocă acolo. Despre asta vorbește Domnul Isus. Dar El trebuie să inițieze și El trebuie să afirme această relație cu noi. Da? Iar noi putem testa această relație. Domnul Iisus spune, nu în Ioan 10, eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Dar este necesar să existe o cunoaștere reală a Domnului Iisus Hristos. Și ăsta e cel mai, cel mai, cel mai, cel mai important lucru. Ajungem și la facerea voiei lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai important lucru. Este cel mai, cel mai important lucru. În Ioan 6, când Domnul Iisus Hristos discută cu, cu oamenii care au venit a doua zi, după al doilea meniu gratis, l dat în prima zi meniu gratis și au venit a doua zi și Domnul Iisus Hristos le vorbește despre o altă pâine, despre o altă, despre o altă, despre o altă mâncare pe care ei trebuie să o mănânce și Domnul Iisus le spune care este lucrarea sau voia lui Dumnezeu pentru ei. Voia lui Dumnezeu pentru ei. Și el spune, voia lui Dumnezeu pentru ei este ca să creadă în acela pe care Dumnezeu l-a trimis. Asta e voia primară a lui Dumnezeu. Că noi când citim cel ce face voia tatălui meu, păi care e voia tatălui meu? Toată Biblia, nu? Nu, primul aspect al voii lui Dumnezeu este să crezi în Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? Să crezi în Fiul Lui. În revelația supremă a lui Dumnezeu. Asta e voia Lui. Nu cel ce zice Doamne, Doamne, ci cel ce face, adică crede din toată inima. De ce folosește Domnul metafora aceasta a mâncării în Ioan 6? La fel cum mâncarea și băutura sunt esențiale pentru viața ta, la fel trebuie să-l consideri pe Domnul Isus Hristos. Atunci îl cunoști pe Domnul Isus Hristos, atunci te cunoaște El pe tine. Când El este esența, baza, temelia, fundamentul existenței tale pe pământ. Dacă ar fi să scot, să, să, să stai să te gândești puțin, 5 minute, ce ar fi viața mea fără Hristos? În ea? Ar trebui să spui un nonsens. Viața mea fără Hristos e o derivă. Viața mea fără Hristos e așteptarea iadului. Viața mea fără Hristos e un chim pe pământ, e un nonsens. Viața mea fără Hristos e ștreang. Ce -i viața mea fără Hristos? E nimica. E zero, e un nonsens. E fără direcție, fără sens, fără semnificație, fără scop. Noi ca și credincioși ar trebui să ne simțim așa. Dacă ar fi să spună cineva, dacă Hristos n-ar fi în viața ta, e, un, e un aberație. Asta e erezia. Asta ar fi o erezie. Nu? Asta ar fi un nonsens pentru mine, să nu-ți poți imagina viața fără Hristos. Asta e voia Tatălui. Voia Tatălui este să crezi în acela pe care El l-a trimis, adică în Domnul Isus Hristos. Dar să crezi într-o asemenea măsură încât El să fie băutura și hrana ta în fiecare zi. El să fie esența existenței tale. Nu doar din punct de vedere spiritual, ci și din punct de vedere fizic al trăirii noastre. Să stai într-o zi fără Hristos dumneavoastră nu aveți momente, nu știu, poate eu singur. Nu aveți momente așa de derivă spirituală sau de derivă emoțională, lăuntrică, întreg, deci, deci domne, care e scopul acestei vieți? Ok, fac asta, cresc, prunci, muncim, și prun... ce face? Unde ne ducem? ce cu noi? Și când Hristos apare înaintea ochilor, spui, ăsta este scopul. Asta e direcția. Pentru asta se merită să trăiești. Pentru restul lucrurilor nu se merită. Cu adevărat dacă le-ai pune, dacă ai ajunge la o stabilitate financiară pe care tu ți-o dorești, la o stabilitate familială pe care tu ți-o dorești și stai să gândești lucrurile bine, îți dai seama că fără Hristos, dacă ești creștin, lucrurile nu au niciun sens. Nimic din toate lucrurile astea. nu au absolut niciun sens. Ăsta e primul lucru. Acum, care e legătura cu a doua parte? A, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Au lucrat fără de lege, deci nu smântuți. mântuiți. Nu, prima parte asta este relația personală cu Domnul Isus Hristos. A doua parte este raportarea la cuvântul lui Dumnezeu. A doua parte este raportarea la cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă că ele sunt puse împreună. Domnul îi spune, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă la mine voi toți care lucrați fără de lege. Cu alte cuvinte, chiar atât de simple. Relația ta cu Domnul Isus Hristos se verifică prin raportarea ta la cuvântul Domnului Isus Hristos. Relația ta cu Domnul Isus Hristos se verifică prin raportarea ta la cuvântul lui Dumnezeu. La voia lui Dumnezeu. Astăzi cele două teste pe care Domnul Isus Hristos le prezintă și după care spune că va verifica pe cei care sunt la judecată. Voi care declarați că mă cunoașteți și că ați făcut o felul de lucruri, eu nu vă cunosc pe voi. Eu n-am avut niciodată, niciodată n-am avut nicio relație cu voi. Eu n-am fost niciodată în această cunoaștere intimă, personală, relațională cu voi. Eu știu cine sunteți voi. Sunteți niște fățarnici, niște lup răpitori, care ați pretins că ați făcut, luc făcut lucrurile astea, dar eu nu vă cunosc pe voi într-o relație personală. Vă cunosc ca existență. Știu cine sunteți. Sunteți niște șarlatani, niște fățarnici, niște mincinoși. Asta sunteți. Eu nu v-am cunoscut niciodată în felul în care mi-am cunoscut oile mele. Asta spune Domnul Iisus Hristos și apoi spune, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Cuvântul din original este, e foarte simplu în limba greacă, e nomo sau nomia care e de la lege, da? de la asta avem noi antinomie da? și sau autonomie. Autonomie înseamnă să-ți fii singur tu singur lege. Dacă vrei să ai autonomia asta înseamnă să-ți fii tu singur lege. Asta înseamnă autonomie, să-ți stabilești tu singur legea. Și în limba greacă, când vrei să faci o negație, pui un A înainte. Ai nomia sau nomos, și ai anomo sau anomia. Fără lege. Despre asta vorbește textul aici. Oameni care au trăit fără lege, au fost activi din punct de vedere religios, au slujit, au fost implicați, au bătut lumea în larg și în lat, dar nu-l cunoșteau pe Domnul Isus Hristos și nu au făcut voia lui. Și vă ce aminte că Domnul Isus în Matei 23 chiar condamnă pe farisei, pe fățarii, când ne spune, nu sunteți gata să înconvurați marea și pământul, ca să faceți un, un de două ori mai rău decât voi, un fiu aghienei. De două ori mai rău decât voi. Da? Implicarea lor, Domnul nu contestă. Da? Domnul nu contestă cât au călătorit ei, câtă misiune au făcut ei, câtă slujire, cât de implicați au fost ei. Și Domnul Iisus Hristos contestă unul relația lui cu ei și, doi, relaționarea lor corectă la Cuvântul lui Dumnezeu. Voi, toți care lucrați fără lege. Acum, gândiți-vă puțin la lucrul acesta, că este foarte important. Legea lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu este deja stabilită. Dragii mei, este o, 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 o blasfemie, n-am cum să spun altfel. Tu să citești Cuvântul lui Dumnezeu într-o privință oarecare și să spui. Oare care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea în privința asta? Am văzut ce spune Biblia, dar oare care e voia lui Dumnezeu pentru, pentru viața mea? Aia este o, este o, ofensă groaznică adusă lui Dumnezeu. Groaznică adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să nu fur. Aveți, aici sunt niște circunstanțe mai speciale. Uite, mafia care e în țară, cu politicieni, cu treburile astea, cu patronii, cu șmecherii, cu taxe, cu nu știu ce, ăștia ne omoară, ne termină, nu putem trăi, nu putem așa, până Oare care e voia lui Dumnezeu cu privire la situația asta? Uite, am, am ocazia să fur niște chestii care sunt foarte importante și am nevoie de ele. Și situația asta specială, oare Dumnezeu, bă, dacă mi-ar fi putut vorbi Dumnezeu acum direct. E o ofensă groaznică adusă lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este neschimbătoare și tu spui atunci pe păi știu, da, e clar că acum principiile, da, sunt, Dumnezeu o stabili niște standarde, niște principii. Dar trebuie să vezi, olea, că sunt tot felul de circunstanțe care schimbă datele problemei. Știi, trebuie să înțelegi care e treaba. Asta înseamnă să fiu fără lege. Eu să-mi fac propria mea lege. Nu mai fie legea lui Dumnezeu. Puneți asta în orice privință, că fiecare dintre noi trecem printr-o grămadă de situații. Despre care Scriptura spune clar o grămadă de lucruri. Și tendința firească noastră asta este. Să facem noi legea după cum vrem noi. Și ne-ar place, asta este. În fire ne-ar place să facem lucrul ăsta. Să existe, cum le numim, circumstanțe atenuante. Ce bine sună, nu? Călcarea în picioarea cuvântului Dumnezeu prin circumstanțele atenuante. Păcatul atenuează puțin cuvântul lui Dumnezeu, nu? Sabia asta cu două tăișuri, o atenuează cumva. Eu cred că textul ăsta este foarte serios pentru noi. Nu pentru oamenii de afară, care poate Sermanii, unii dintre ei nici măcar nu fac declarații în asta, nici nu pretind că au lucrurile astea. Ci pentru noi care pretindem o dedicare totală față de Domnul Isus Hristos, și a cărui și a dedicare care se verifică prin raportarea noastră la Cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu idolatrizăm scriptura. Noi nu suntem bibliolatri. A, Cuvântul lui Dumnezeu, Voia lui Dumnezeu, Legea lui Dumnezeu, da? Legaliști, teorie, doctrină. Nu e despre asta vorba ci se vorba despre faptul că dacă eu pretind afilierea mea la domnia Domnului Isus Hristos și spun că am renunțat la voia mea suverană, am pus-o deoparte, m-am lepădat de mine însumi, am lăsat voința mea deoparte și m-am pus sub voia Domnului Isus Hristos, eu voi asculta de ceea ce îmi spune El. Eu voi asculta de ceea ce îmi spune El, da? Versetul 21 așa începe. Cine va, da? Nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Cine va intra în împărăția cerurilor? Despre asta, asta, e subiect. Cine va intra în împărăția celor? Suntem aici, doar nu venim aici că vrem să intrăm în iad. Vrem să intrăm în împărăția celor. De asta suntem aici. Vrem pe Dumnezeu, vrem să fim acolo. Cine va intra în împărăția celor? Cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Adică eu arăt că sunt cu, pe drumul către ceruri dacă am pășit pe calea asta către cerul care este Domnul Isus Hristos și care îmi spune Că merg în continuare pe calea asta după voia Tatălui care este în ceruri. Asta e. Despre asta e vorba. Vreau să intru în împărăția cerurilor, calea către împărăția cerurilor este Hristos, iar standardele către împărăția cerurilor este voia Tatălui care este în ceruri. Iar voia Tatălui care este în ceruri, slavă Domnului, este revelată. Dumnezeu nostru nu este ca toți ceilalți idoli muți, ori și care nu pot să facă nimic. Ce este un Dumnezeu care s-a apropiat spre noi? Chiar Dumnezeu întreabă, care din Dumnezeu am neamurilor? Ce Dumnezeu mai existat în lumea asta? Care vine și să spună viitorul? Care să spună pe nume împărațe care vor fi, care nici măcar nu se ridicase sau poate nici măcar nu trăiau? Ce Dumnezeu este ca mine? Care din Dumnezeii voștri vă vorbit? Ce Dumnezeu ca mine care să se fi coborât atât de aproape de poporul lui, să coboare în mijlocul poporului, încât poporul să zică să nu ne mai vorbească Dumnezeu? Și apoi după ce Dumnezeu ne-a vorbit, noi să spunem, dar care e voia lui Dumnezeu pentru viața noastră? Cea care ne-a revelat-o deja în cuvântul lui Dumnezeu. Și cea care va fi testul după care Domnul Iisus Hristos evaluează pe cei care vor fi, cei care vor fi condamnați. Cea mai, cel mai tragic cuvânt care va fi rostit vreodată în univers este în versetul 23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Ascultați! Domnul Isus nu vorbește. În multe texte vorbește. Nu cred că există cineva care vorbească mai mult despre, ca Domnul Isus despre iad. Despre viermele care roade, despre focul care nu se stinge, despre focul gheienii. Nu știu dacă vorbește cineva mai mult decât Domnul Isus Hristos. Da? decât blândul păstor. Dar cea mai tragic, cel mai tragic cuvânt acesta este. depărtați vă Domnul nu zice nimic de foc, de vierme, nimic aici. depărtați vă de la mine. Cea mai mare dorință a unui credincios trebuie să fie, să vrea să fie nu un cer. Eu sunt, da, m-am chinuit, îmi place așa escatologia, să mai citesc, să mai... Dar multe lucruri nu înțeleg, prea mult nu înțeleg. Cu cât citesc mai mult, cu atât ați mai încălcit în minte. Unde o să fie? Cum o să fie? Cum o să fie lumea materială? Cerul la nou și pământul la nou. Să fie animale, o să fie copaci, o să fie cetăți, ce o să fie, nu o să fie. Fraș și un singur lucru pentru un credincios stârnește focul din inima lui și dorințele din inima lui sunt atrase de un singur lucru, ca să fie la el. Și cel mai, cel mai groaznic lucru, cel mai, cea mai groaznică expresie pe care ar putea să o audă un credincios care îl iubește cu adevărat pe Domnul Isus Hristos, nu e, a te vei duce în ea. nu asta. E groaznic asta. E imposibil de imaginat ce înseamnă lucrul acesta. Imposibil de imaginat. Dar cel mai groaznic lucru este să auzi, depărtează-te de la mine. Da? Persoana iubită să te respingă. Persoana iubită să te refuze. Ăsta e cerul. Cerul este Hristos. Și iadul asta este. Să fii depărtat de la Hristos. De la Hristos. Haideți în această dimineață să înțelegem fiecare dintre noi că Domnul Iisus Hristos care este judecătorul din acea zi, este profetul nostru dimineața asta, care ne, ne spune exact cum va decurge procesul. Și ne-l spune exact pentru motivul acesta, ca să nu ajungem acolo. Ca să nu ajungem acolo. Ca să nu auzim cuvintele acestea, ci să auzim, de fapt, cuvintele celelalte. Veniți binecuvântați Tatălui. El ne spune foarte clar, vedeți, lucrurile nu sunt încălcite. Lucrurile nu sunt deloc încălcite. Și de fapt, felul în care se leagă pasajul acesta de cel anterior de prorocii mincinoși este într-un mod foarte clar. Despre ce roade vorbește Domnul Isus? Despre roade în lucrare? În slujire? Nici vorbă. Domnul Isus Hristos vorbește despre de, niște roade care ies din natura ta. De asta folosește imaginea aceea a pomului. Pomul rău nu poate face roade bune. De ce? Că natura lui, esența lui interioară este stricată. El nu are cum să scoată dinăuntru altceva. Iar pomul bun, el nu poate să facă roadele, da? El va produce roade bune. Și leagă textul următor de textul acesta cu roadele. Da? Asta este roada. Că dacă întrebi, dar ce sunt roadele astea bune? Roade bune, roade, 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 roade. Îi veți cunoaște după roade. Ce sunt roadele astea? Roadele astea sunt roadele care iasă din relația ta cu Domnul Isus Hristos. Deci ce sunt aceste roade? Roade adică ascultarea ta de cuvântul lui Dumnezeu. Dorința ta de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, da? Iubirea ta pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu o supunere legalistă față de cuvântul lui Dumnezeu care va fi evident doar exterioară și parțială, ci o supunere din toată inima, din dragoste pentru Hristos. Că dacă eu mi-am predat autonomia mea, independența mea lui Hristos, dacă m-am lepădat de mine însumi, dacă mi-am luat crucea și dacă merg după Hristos, singura voie care contează acolo este voia lui. Nu voia mea. Voia lui, nu voia mea. Să dea Dumnezeu ca toți cei care suntem în dimineața aceasta aici, care auzim acest mesaj, să, să nu ajungem la procesul ăla. Că Biblia Domnului Iisus spune, cine crede în mine, Deci nu vine la judecată? Ce a trecut din moarte la viață. Cea mai tragică zi din univers. Este ziua în care o mare mulțime de oameni care au făcut parte din creștinătate, vor sta în fața Domnului Iisus Hristos total șocați de faptul că ei nu sunt ai lui Hristos. Pentru că lucrurile pe care s-au bazat n-au fost sub nicio formă, sub absolut nicio formă, sub absolut nicio formă, dovezi manifestări ale mântuirii lor. Mântuirea constă, ai putea să o descrii, să o testezi în aceste două lucruri. Relația cu Domnul Iisus Hristos, sau mai degrabă relația Lui cu tine, și doi, Ascultarea ta, da? Dorința ta, dispoziția ta de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne învrednicească spre lucrul acesta, amin.